Prin harul lui Dumnezeu, astăzi vom învăța însemnătatea conștiinței permanente asupra a ceea ce suntem chemați să fim și să facem. Atâta timp cât suntem conștienți la ce, ce suntem chemați să fim, ce suntem noi, dacă, spre exemplu, ambasadorul unei țări, uită că este ambasador și se amestecă cu ce? Sau un creștin care a părăsit lumea desfrului și a nenorocirilor pământului acestuia, uită că este creștin și se amestecă din nou cu, cu oamenii aceștia, are un șoc teribil. Acestea pot fi urmate de un moment de trezire și un om se întoarce. Când își dă seama că nu a fost ceea ce este, Însă avem o problemă în care, dacă uităm și pierdem din vedere, nu mai avem șansa întoarcerii. Spre exemplu, sunt lucruri cu sens unic sau poate chiar fatale, aș spune, într-o împrejurare de care trebuie să ținem permanent cont. Uh, nu am voie să uit că pe acest cablu e curent electric de înaltă tensiune. Nu am voie să uit lucrul acesta. A uita așa ceva uh, are urmări de neimaginat. Lucrul acesta se aplică la ceea ce, nu doar la ceea ce suntem noi chemați să fim, ci la ceea ce suntem chemați să facem. Răspunsul sau atenția noastră pe care îl dăm chemării noastre nu trebuie să cunoască întreruperi de aceea, Biblia spune: Fiți treji și vegheați, nu din când în când, nu când mai mult, când mai puțin, ci uh, cereți de la Dumnezeu și așteptați de la Dumnezeu un dar al vegherii de înaltă clasă, uh, de clasă de plină, în care Sufletul nostru nu are să de felul acesta în vegherea Lui. Ce ar însemna ca un pilot. Al unui avion în care sunt sute de oameni la un moment dat, să uite că este, pilotează și uh, vă dați seama ce, ce s-ar întâmpla, să uite ce face pentru, pentru un moment. Uh, tema de astăzi e subtitlu Nu uita că ești la volan. Când suntem la volan volanul mașinii, uh, nu avem întreruperi sau nu avem pauze în atenția noastră. Pentru că toate nenorocirile sau multe din ele care s-au întâmplat s-au petrecut în aceste pauze de atenție. N-am văzut că vine, am pierdut din vedere. Sunt destui tineri care sunt astăzi în pământ sau oameni nevinovați datorită faptului că a fost cineva la telefon în timp ce conducea, a uitat că este la volan și a mers la telefon. Este atât de însemnat lucrul acesta și aș vrea să nu uităm un exemplu care s-a petrecut recent în zona noastră. E de zâmbet, dar este e tragic, este de neimaginat ce s-a putut întâmpla. Uh, Într-un tir, cum spunem noi, o mașină de transport mare, de cel mai mare calibru, poate aici în America sunt zeci de mii de astfel de mașini, se găsea, era șoferul care conducea această mașină uriașă, cu zeci de tone de cargo, de încărcătură, poate foarte prețioase, electronice și fel de fel, costând enorm de mult. Și acolo, în mașină, cu, în cabină, cu dumnealui, mai erau doi sau trei prieteni. Și prietenii și cu șoferul au avut o discuție care s-a transformat în ceartă după care șoferul a lovit pe unul dintre ei, celălalt l-a lovit pe el înapoi, a uitat că este la volan și așa se face că în timp ce se băteau, mașina aceasta s-a prăbușit de pe autostradă, aducând, lăsând în urmă pagube și suferinți care vor rămâne pentru totdeauna. A pierdut din vedere, a uitat că este la volan. Cât de important este să nu uităm nicio clipă că suntem la volanul unei astfel de mașini sau a mașinii cu familia sau un autocar sau un avion. La fel, sau cu mult mai important este să nu uităm niciodată că suntem la, la volanul sufletului nostru, la volanul vieții noastre, permanent. Lucrul acesta nu cere acel fel de încordare psihotică prin care un om se epuizează. Nu. Ci este o stare, vă mărturisesc din propria experiență, gustați și vedeți, spune în scriptură: este o stare de, de plină bucurie și satisfacție. Este trăirea în prezența lui Dumnezeu, conștiința prezenței lui Dumnezeu, umple ființa noastră de această bucurie cerească. Și lucrul acesta are. Uh, urmări în viața și ființa noastră, atât pozitive cât și negative, în funcție de atenția cu care mergem. Apostolul Petru pe ape nu avea uh, obiectiv sau nu avea chemarea de a merge pe ape, nu acesta era obiectivul lui. Mergerea pe ape uh, era o urmare sau un efect al ațintirii privirii lui la Isus. Și el nu trebuia să fie preocupat nici de valuri, nici de pași, nici de furtună, nici de spume, nici de vuiet, de nimic altceva. El era preocupat, era chemat la aceasta, așa cum suntem și noi, să ne ațintim privirile la marele preot al mărturisirii noastre, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Atunci, în adevăr, suntem la volanul vieții noastre în starea și în condiția care ne va ajuta să ajungem la destinația pe care a semnat-o Dumnezeu pentru noi în lumea aceasta. Aș vrea să îndreptăm atenția noastră către acel moment istoric în care regina Angliei vrea să ia al doilea pahar de vin și regina mamă îi spune, chiar vrei să iei al doilea pahar? Nu uita, după amiaza aceasta, când vrei să iei al doilea pahar, va trebui să domnești peste Imperiul Britanic peste care nu exista apus de soare pe tot pământul. Nu știu dacă mai vrei sau nu al doilea pahar. Adică ai uitat cine ești, ai uitat ce faci în timpul ăsta, care este chemarea ta cea mai înaltă, riști să îți fie abătută atenția. Lucrul acesta s-a petrecut nu de mult timp, chiar aici, tot lângă noi, în Atlanta, este un, un cross, nu este un maraton, este un cross foarte important care se desfășoară pe o stradă, aici, Peachtree, spune, road race, în Atlanta. Și uh, favorita acestui cross uh, era o doamnă din Etiopia, uh, numele ei Senbere Teferi. Și toată lumea a știut că această ființă este echipată de natură, de Dumnezeu, prin corpul ei și de ea, prin antrenamentele ei nemaipomenite, fără discuție, ea va fi încoronată ca fiind regina crosului, fără nicio discuție. Dar erau alte persoane în spatele dumnei care au spus, dom'le, aș fi cea mai fericită dacă aș fi pe locul 2 sau 3, să știu că alerg în spatele ei, în spatele acestei, acestei persoane care este cunoscută pe tot pământul. Și așa a fost. au străbătut tot traseul crosului acestuia, Vreau să subliniez uh, cu mare uh, dorință și rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca lucrul ăsta să rămână în atenția noastră, și anume că uh, trebuie să fim foarte atenți, nu doar să urmăm. M-am învățat într-o predare precedentă de la pocăință urmează transformarea ființei noastre și urmăm tratamentul care ne este dat. Nu numai să urmăm pe Domnul sau să urmăm pe cineva, ci să ne întrebăm pe cine urmăm. Pentru că despre unele femei, scrie lui Pavel lui Timotei, zice, unele dintre ele s-au și întors să urmeze pe Satana, asemenea soților lor sau rude sau frați, s-au întors să urmeze pe Satana. Destul de mulți oameni au urmat pe satana fără să știe că urmează pe satana. Deci nu e totul la urma, eu sunt un bun urmaș și eu urmez. Pe cine urmez? Unde duce drumul acesta? Petru nu știa pe cine urmează. Nici Iacov și Ioan, ei nu știa pe cine urmează când au spus să cadă foc sau... Petru a spus să nu te duci la Ierusalim. Pe cine urmezi? Chemarea ta este să știi pe cine urmezi, nu doar să urmezi această doamnă care este favorita crosului nu aleargă pe traseu cu ținta în fața ochilor, nu este cu ochii la țintă, nu aleargă spre țintă, ci ea aleargă cu motociclistul din dreapta care merge la nivelul vitezei crosului, cu motociclistul acesta în minte și aleargă și aleargă și aleargă permanent având, pe, având omul acesta pe motocicletă în atenția ei. La 3 secunde de linia de sosire, mai erau 3 secunde, celelalte doamne erau în spate la 10 secunde, n-ar fi avut nicio șansă să depășească cineva această regina sportului. La 3 secunde de linia de, de sosire, Sembere... Vede că motociclistul virează dreapta și intră pe stradă. Motociclistul a intrat acolo pentru că se terminase crosul și acolo era linia de sosire și ea părăsește traseul și o ia după acest uh, motociclist. Își dă seama într-un târziu și se întoarce la traseu, dar iese pe locul 3. Celelalte două deja trecuseră și au atins linia de sosire. Până și ele, concurentele celelalte, a spus, mi-a părut atât de rău când am văzut-o că deviază de la traseu și se ia după, după, după ofițerul de poliție cu motocicleta. Astfel că urmez, urmăm în viață, suntem niște credincioși și oameni care urmăm un tratament, urmăm persoana, urmăm pe domnul bun urmaș, dar... Uh, trebuie să ne întrebăm uh, pe cine urmăm. Adică Pavel spune călcați pe urmele mele, urmați-mă, urmați, urmați exemplul meu. Care este exemplul tău? Eu calc pe urmele lui Hristos. Faceți și voi ce fac eu, călcați pe urmele lui Hristos. Acesta era exemplul la care îi chema el. Așa că pe cine urmezi uh, contează enorm. Acum, prietenii mei, pentru că uh, avem această o temă care ne cheamă la o atenție, la o prezență permanentă, centrată pe bunul Dumnezeu în ființa noastră, pe prezența lui Dumnezeu în ființa noastră, în lucrarea noastră, în tot ce facem. Pentru că avem lucrul acesta, vom merge împreună în cartea lui Neemia la capitolul 6. Și am și putut intitula prezentarea de astăzi Ispitirea lui Neemia. Ispitirea lui Nemia, care s-a -a întors să reconstruiască Ierusalimul, cei care suntem familiarizați cu Biblia, avem mai multe detalii în privința aceasta, dar ce, ceea ce urmărim noi acum este. Uh, care a fost acel element care a ajutat ca după 50 sau 52 de zile zidul să fie terminat în mijlocul unor încercări teribile. Cineva spunea, drumul către destinul lui Dumnezeu este minunat și binecuvântat. Problema e că este presărat cu prea multe parcări. Și avem ispita aceasta de a ieși din traseu, de a parca rest, o loc de odihnă, ieșim într-o parte sau în alta, sau o curiozitate, o atracție. Ați văzut ce se întâmplă pe marile autostrăzi în momentul în care are loc un accident? Blocaje de mii și mii de mașini, kilometri întregi de blocaj. De ce? Oamenii nu mai țin seamă de, direcția, de, de, de destinația unde au plecat, se uită să vadă ce este acolo și fiecare adaugă o secundă. Așa se face că autostrada este plină cu oameni, eu o expresie în limba română, în, 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 oamenii acestea nem, pierzând din vedere destinația, fiecare uitându-se, oa, ce-o fi acolo, ceva curios sau interesant. Care a fost taina care a ținut în picioare pe Neemia de nu s-a abătut de la traseu în niciuna din aceste parcări sau uh, nu a călcat în niciuna din cursele care au fost întinse. Lucrarea la care suntem chemați noi astăzi nu presupune și nu este în sine doar lucrul efectiv pe care îl avem de făcut. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Ci lucrarea aceasta uh, presupune împotrivirea cu care luptăm, piedicile, capcanele descurajările, nu e doar lucru în sine de făcut, ci este o luptă cum era acolo la reconstruirea zidului, cu o mână ținea Mistria, cu alta era în mâna pe sabie, fiindcă trebuia să ne apărăm de de din toate părțile. Și la fel este în viața noastră duhovnicească. Dar Dumnezeu nu este străin de ceea ce se întâmplă, ci totdeauna ne va da tot ce este necesar, puterea necesară, mijloacele necesare înțelepciunea, căile pe care trebuie să mergem pentru ca biruința noastră să fie deplină. Și vrem să vedem acum ce s-a întâmplat cu Nemia de, de, a rămas la volanul lucrării lui și nu a uitat ca să se ia la bătaie cu cei din cabine și de acolo să se prăbușească toată lucrarea aceasta în care era el implicat. În versetul 2 spune uh, Cuvântul lui Dumnezeu, Sambalat și Geshem, au, aceștia erau uh, cei care se opuneau lucrării lui Dumnezeu, uh, prima dată -au, uh, au vrut să se asocieze. Și asociația lor era cu, 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 motiv destructiv, deci asta avea cu planul destructiv în minte. Se asocia. Nu există un element mai destructiv pentru lucrarea lui Dumnezeu decât asocierea ei cu cineva sau ceva care este împotriva lucrării lui Dumnezeu. Lumina și întunericul adunate și Uh, uh, binele și răul acesta. Ei s-au oferit am amabili să se asocieze proiectul pe care vreau să-l distrugă, de fapt. Ar fi fost fatal dacă Neemia accepta colaborarea acestor oameni, între ghilimele ajutorul dumnealor și sfaturile dumnealor și ce făcea. Ar fi fost o catastrofă. Dar ce înseamnă ca uh, un om, Neemia în cazul acesta și chemare pentru mine și pentru tine, să îndeplinească lucrarea lui Dumnezeu cu Dumnezeu în minte? să mergă pe ape, când, dacă ajungem până acolo încât trebuie să mergem pe ape, să nu piardă nicio clipă din vedere chipul Domnului nostru Isus Hristos. Și acești oameni care nu au reușit prin ofertă și prin asociere, imediat schimbă direcția și fac să se vadă adevăratele lor culori. Neemia însă știe că este la volanul acestei lucrări și știe că orice clipă de neatenție din partea lui, orice hotărâre pe care ar lua-o el, care nu vine de sus, nu este inspirată de Dumnezeu, ar duce la compromiterea, la dezastrul acestei lucrări. Așa că ei spun, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Și Neemia spune în paranteză, își puseseră de gând să-mi facă rău. Dacă reușim să-l distrugem pe omul acesta, s-a terminat tot, toată lumea se împrăștie, după aia îi punem să se bată unii cu alții, totul este o catastrofă, o bat jocură, un râs, sunt numai ruini, râde lumea până la marginea cerului. Dacă reușim să, ca într-un meci de șac, să luăm piesa aceasta. Dar el este înștiințat de Duhul Sfânt. Dar pe altul, de ce nu l-a înștiințat Duhul Sfânt? Pe mine, de ce nu m-a înștiințat în cutare situație? Întrebarea nu este aceasta. Întrebarea este, ți-a trebuit sfatul Duhului Sfânt sau nu ți-a trebuit? Ai fost deștept și ai știut ce ai de făcut? Hm? Rămâne de văzut lucrul acesta. Doi. Când Duhul Sfânt ți-a dat sfatul și ți-a spus: nu merge pe drumul acesta, uite, oamenii ăștia au pus la cale un rău împotriva ta. Nu face lucrul acesta. Ai ascultat. Ai luat tratamentul, ai urmat tratamentul acesta? A, asta, asta ar fi întrebarea. Își pusese în gând să-mi facă rău. Le-am trimis imediat, uh, Sol, un mesager cu următorul răspuns. Și acum avem cheia din cuvântul lui Dumnezeu care ne va ajuta să rămânem în picioare și să terminăm, cum a spus Apostolul Pavel, să terminăm cu bucurie lucrarea la care am fost chemați. Orice fel de grabă, orice fel de întârziere, orice fel de modificare a coordonatelor, a traseului de la planul lui Dumnezeu este ceva rău. Planul lui Dumnezeu este binele desăvârșit. Orice ar fi mai puțin de atât este rău în sine. Așa că, iată, Taina, iată cheia. Am o mare lucrare de făcut. Sunt la volanul acestei lucrări, sunt uh, la bordul de pilotaj al acestei nave. Am răspunderea aceasta pe nava aceasta în care suntem și în care sunt atâția oameni, dar nu e vorba de atâția oameni, ci este vorba dincolo de toate acestea de numele lui Dumnezeu. Lucru de care era foarte conștient Moise. Și a spus: Doamne, nu întreb nimic dacă murim în deșert, dacă trăim, dacă ajungem sau nu. Întrebarea mea e una singură: ce se întâmplă cu numele tău? Ce vor spune oamenii ăștia despre numele tău dacă această lucrare eșuează? Aceasta era preocuparea lui Neemia, trebuie să fie preocuparea ta și a mea. Ce impact va avea hotărârea aceasta a mea sau fapta aceasta a mea? acceptarea sau refuzul meu, ce impact are lucrul acesta asupra numelui lui Dumnezeu. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Dacă nu vei aprecia lucrarea pe care o ai de făcut, hai să te cobori dacă nu înțelegi însemnătatea. Ați observat că acela care a primit un talent nu a înțeles însemnătatea. Ia-ți talentul înapoi. Niciodată n-a făcut parte din viața lui. Ia-ți cel tău înapoi. Nu, nu și-a legat sufletul de lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Neemia nu are o lucrare de construcție de făcut, ce am o mare lucrare de făcut și lucrarea lui cea mare nu era ridicarea zidului a templului, refacerea tot ce este acolo, ci era proslăvirea numelui lui Dumnezeu. După ce toate aceste lucruri urmau să fie îndeplinite la literă, în detaliu, Concluzia urma să fie mare: este Dumnezeu dacă a ajutat o mână de oameni săraci, o mână de oameni lipsiți, neputincioși, împrăștiați, prigoniți din toate părțile, cu tot felul de amenințări asupra lor. Dacă într-o atmosferă și pe o vreme ca aceasta a reușit o astfel de lucrare, aici nu poate fi decât Dumnezeu marea lucrare de făcut la care facea referire Neemia era proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Am o mare lucrare de făcut. Și aceste lucruri le găsim în cuvintele Mântuitorului nostru. Tată, te-am proslăvit pe pământ. Aceasta e lucrarea. Am sfârșit lucrarea. Și Pavel ca un ecou, Hristos va fi proslăvit prin viața sau moartea mea, acesta este obiectivul. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor, nu. A întoarce spatele lucrării celei mari de a proslăbi numele lui Dumnezeu, a face ceea ce spunea țăranul român, las 5 minute credința la o parte, și ce faci în timpul ăsta? Yeah, yeah, nu, no, zice, în momentul când aș lăsa această lucrare ca să vin la voi, lucrarea cea mare ar înceta. S-a terminat. Dacă vom fi credincioși lui Dumnezeu, se va împlini cu noi acel oftat al lui Dumnezeu, o, de a rămâne ei cu aceeași inimă. Avem momente când înțelegem și vedem strălucirea în alta noastră chemare, avem. Avem uh, clipe de, de revelație pur și simplu, avem clipe de întunecare în care fie că vedem roșu sau negru, uităm aceste lucruri, se coboară negura aceasta, cum spunea Martin Luther, câinele acesta negru care sfârșie sufletul, i uh, 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 acoperit numele lui Dumnezeu. Nemia uh, și-a sălta capul deasupra negurii și spune, nu, am o mare lucrare de făcut, care nu permite întrerupere, proslăvirea numelui lui Dumnezeu prin viața și ființa noastră și lucrarea noastră, nu are sincope, nu are întreruperi. Noi nu suntem creștini de o zi în biserică sau de o oră când venim acolo, ci lucrul acesta este ființa noastră, este e inima, este viața, este sângele nostru, este viața, viața nu suportă, nu întreruperi de felul acesta, ci are totală continuitate. Dacă s-ar întrerupe, în clipa aceea se instalează moartea. Cât timp aș lăsa lucrarea aceasta de proslăvire a lui Dumnezeu, aș face o lucrare de denigrare a lui Dumnezeu. Nici o problemă, Neemia refuză această ispită foarte deghizată, o să urmărim imediat, și scrie versetul 4, mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere. De patru ori au încercat în speranța că îl vor obosi, că îl vor chinui până acolo încât va abandona. Vă amintiți care a fost problema lui Samson? La necăjit l-a, necăji la bătut la cap, scrie în Biblie, până când el s-a umplut de amărăciune și a deschis lui ce-o fi, am terminat și s-a aruncat exact în moarte. Acest lucru nu s-a întâmplat cu Neemia și nu s-a întâmplat cu Domnul nostru Isus Hristos. De patru ore au încercat. Din diverse direcții. Vin în coace, vin în coace, vin în coace. De patru ore au încercat. Și scrie Biblia, le-am dat același răspuns. De patru ori, de patru ori am răspuns la fel. Am o mare lucrare de făcut. Lucrarea de proslăvirea a lui Dumnezeu prin viața mea, fie că mâncați sau. O face tot pe slavă lui Dumnezeu, Lucite nu, suport suportă patele acum lui Dumnezeu și merg în direcția opusă. Lucrarea aceasta ar înceta. Ele nu pot să coexiste. De patru ori am răspuns la fel. Atunci Sambala trimite uh, solia asta a cincea oară prin slujbă. Neemia ca să-l vadă toată lumea, să știe despre ce vor. Chiar astăzi mi-a trimis soția și mie zice, uite ce vorbește lumea despre tine. Uh, un mesaj în care era fotografia mea și cineva spunea că am murit. Și am spus soției să ne bucurăm din suflet că lucrul acesta este atât de departe de adevăr. Este la polul opus. Mulțumim de viață lui Dumnezeu. Dar nu uitați lucrul acesta, s-a îmbalat, îl trimite pe omul acesta cu scrisoarea deschisă pe străzi, peste tot. Așa era pe vremea aceea Facebook-ul, cu așa arăta frumos. Și toată lumea, cei care știe, toată lumea se uita în scrisoare, ce acolo, ce este? Cine nu știa să citească omul în alfabet, îl întreba repede pe domnul învățător. Domnul învățător, ce scrie? Aoleu, dacă este așa, băi frate, știi ce s-aude? Și urmăriți lucrul acesta. După ce și-a oferit serviciile foarte grațios, după ce a încercat de patru ori din diverse direcții să-l determine să întrerupă lucrarea, acesta era, era obiectivul, că odată întreruptă această lucrare, începea alta, alta. Și atunci când acestea nu funcționează, când Neemia de patru ori răspunde la fel, atunci el trimite al cincilea sol de această dată cu scrisoarea deschisă, hei, hei, vezi că știe lumea, vezi că s-a auzit. Chiar astăzi e, 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 sunt pline știrile acum în lumea religioasă. Unul dintre cele mai mari nume de aici din Statele Unite ale Americii s-a retras de la Amvon pentru că a mărturisit comiterea unor păcate mai vechi în viața dumnealui. Astăzi, un om care a slujit 50 de ani în spatele amvonului și acum spune în public um, păcatele mele mai vechi care s-au petrecut acolo, se dau tot felul de sugestii în dreapta, în stânga. Iubiții mei, um, cei care spun, spun, s-ar putea că a făcut lucrul acesta sub o amenințare din partea cuiva care știe ceva cu privire la Dumnezeu și amenințarea fiind reală, după atâta timp a mers în față și a spus acestea sunt și astăzi a părăsit ambonul deja. A cincea oară când atacă Sambalat, atacă cu publicarea lui nemia. îl publică. A trimis pe omul acesta cu o scrisoare deschisă pe care o ține în mână. În scrisoarea aceasta scria, Se răspândește zvonul printre popoare." atenți. Deci, fiecare cuvânt dacă am stat să ne oprim asupra lui. Se aude că, se vorbește că, sunt zvonuri că, sunt anumite voci care zic una sau care zic alta. Aceasta este expresia sub care se ambalează de multe ori un atac atât de perfid ca acesta și spune Biblia, se zvonește printre popoare și Gașmu spune că tu și iudei, era cineva care s-a dus acolo și a spus, eu sunt martor, am văzut cu ochii mei, am fost acolo. Bine, frate, eu nu am fost unde zici tu că mai ai văzut pe mine, dar dacă ai fost tu, e foarte bine. Urmează să răspund la întrebarea martorului, așa scrie Scriptura. Eu voi răspunde la întrebarea prezenței mele într-o astfel de împrejurare și tu vei răspunde la mărturia ta. Nu, am văzut eu cu ochii mei, am fost acolo. Acest om, Gașmul, scrie Scriptura, spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul ca să te răsculi. Ăsta e obiectivul tău, ăsta e motivul tău pentru care faci lucrarea aceasta. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și a, nuanța politică a acestui denunț E de așa natură încât n-ar supraviețui nimeni care ar fi acuzat de o umbră de intenție în direcția aceasta. Scrie cuvântul lui Dumnezeu, ai pus chiar proroci, ai asociat adunarea, ai montat oameni ce să vorbească, ce să zică despre tine, care să te numească la Ierusalim al lui Iuda. Dar eu sunt prieten cu tine, eu vreau să te ajut. Sunt ispitit să mă opresc și să spun că am băut un pic din paharul ăsta, așa, puțin am sorbit, eu nu sunt nemia, dar vreau să spun că am simțit gustul acesta al persoanei care amenință atât de perfid și care apoi spune că este prieten este îngrijorat de situație. Acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Știi că avem informatori la tot pasul, avem text message, avem fotografii făcute, camere ascunse pe acolo, pe acolo. Asta este, va ajunge la cunoștința împăratului și vino să ne sfătuim împreună. Eu îți vreau binele, vreau să te scap, vreau să asta. Iubiții mei, urmăriți lucrul acesta. În momentul în care Neemia va uita de marea lucrare a proslăvirii numelui lui Dumnezeu. Și va începe să-i fie frică pentru pielea lui care nu este parte dintr-un așa peisaj. El nu a avut niciodată măcar la nivelul gândurilor sau intențiilor așa ceva în minte. Niciodată ofițerul striga la mine și mă punea scrie că ai conspirat împotriva partidului. Scrie acolo, scrie acolo. Și am spus, nu pot să scriu în primul rând pentru că nu este adevărat. Eu nu mă ocup cu conspirații împotriva partidului. Eu nu fac așa ceva. Din potrivă, singura mea lucrare care a fost, a fost aceea de a fi un om uh, care împlinește cât de cât un bine în lumea în care trăim noi. Vino să ne sfătuim, îi spune el. Este o amenințare voalată este o ofertă, te am la mână, o să te scap, dacă vii încoace, vin cu acea vin, să ne sfătuim. am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Acestea sunt creații. Știu că ai mers cu scrisoarea așa prin piață, lumea a văzut, vai, dar am văzut eu cu ochii mei scrisoarea. cum să nu? Am văzut cu ochii mei scrisoarea și așa mai departe. A, tu ești acela care creezi așa ceva. Și acum, și acum Neemia scrie în memoriile lui Sfinte. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Ce să facem? Să îl convingem pe Sambala să, să nu mai umble cu uh, cioara vopsită. Nu putem să facem lucrul acesta și nici nu este cazul. O doamne i-a scris unui cetățean, nu încerca să te pocăiești, știi că un diavol nu se poate pocăi. El știe că nu este drum de a încerca să convingi un astfel de om ca atare, se adresează lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule întărește-ne, atât a cerut el. N-a cerut dăle foc în spinare sau peste ei, cum a cerut Iacovșan. Doamne Dumnezeule, întărește-ne, întărește-mă de dă putere să mă ridic la, la nivelul încercării căreia trebuie să-i fac față. Unul dintre cei care lucra împreună cu el îi dă un sfat. Haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să ne închidem, să închidem ușile templului, căci vin să te omoare. L-au amenințat cu moarte acum. Dacă n-a mers oferta, dacă n-au mers patru încercări, de a-i descuraja, dacă n-a mers a cincea cu denunțul acesta public, cu tot felul ce s-a întâmplat, atac acum cu argumentul ultimativ să știi că te vor omorâ. Atenție, vor să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Haide să ne ascundem în templu, să încuiem ușile. Eu am răspuns, am altă lucrare. Eu am o lucrare mare de făcut. O lucrare nici dacă e vorba să-mi scap viața mea. Obiectivul meu nu este de a-mi păzi pielea. A zis, -a pentru piele pentru pielea dă și lucrul lui Dumnezeu toate pentru pielea lui. Noi, eu nu, 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 cred în pe ce a spus uh, Dumnezeu, ce prin foc eu voi fi cu tine, Doamne, întărește-mă. Uh, și răspunde un om ca mine să fugă, ca mine dacă ar fugi în templu, ar putea să trăiască. Nu voi intra. Nu a lăsat loc uh, a la Balaam să mă mai gândesc. Nu voi intra. Acesta a fost răspunsul lui. Imediat ce a fost hotărât, cum scrie Biblia, tinerii s-au hotărât când au ajuns în Babilon, a imediat am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea ci a prorocit așa, era proroc domnul acesta, a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia îi dăduseră argint, el ținea predici pe argint. Dacă era mai mult argint, era o predică mai lacrimogenă, dacă era, depinde de, de cât cântărea argintul acesta. Și câștigându-l pe omul acesta cu argint, nădăjduiau că am să mă tem, o să-mi fie frică și am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Imediat lucrul acesta ar fi distrus complet reputația lui Neemia ca fiind slujitor al lui Dumnezeu și ar fi distrus reputația lucrării lui care era îndreptată spre slava lui Dumnezeu. Am o mare lucrare de făcut și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Și de, Ați văzut, domne, ați văzut cine este, ați văzut ce este, ați văzut cum este. Și, din nou, nu se îndreaptă spre ei, ci Adu-ți aminte Dumnezeule, spune el în cuvântul lui. Dar versetul 15, colosal versetul acesta spune, zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii în 52 de zile s-a încheiat construcția zidului, dar nu numai construcția zidului, ci s-a încheiat sub lupta aceasta, sub rezistența aceasta de neimaginat, sub încercarea credinței, pentru că ei aveau credința că sunt în lucrarea lui Dumnezeu și să o lucrare în numele lui pentru slava lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a întâmplat nu era psihologie, ci era încercarea credinței lor. În momentul în care vor uita chemarea lor a lui Dumnezeu, vor uita cine i-a chemat la această lucrare, se vor îndoi de Dumnezeu, în clipa aceea se va întuneca orizontul și lucrarea se va prăbuși și va rămâne ca o, o cară veșnică, așa cum scrie în Scripturi. Nu uita niciodată cine te-a chemat Dumnezeu să fii pe pământ. Biblia spune, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină copiei lui Dumnezeu. E un drept dat de Dumnezeu care, în timp ce nu poate fi luat de tot iadul la un loc, poate fi vândut de mine sau de tine. Știm pe unul în Biblie care a vândut dreptul acesta. I-a fost dat, l-a vândut pe ceva. Știm pe un altul care s-a vândut pe el însuși pe 30 de arginți și și a pus fără decât. Iubiții mei, tuturor celor ce l-au primit, Dumnezeu le-a dat dreptul acesta. Nu există cinste și onoare mai mare decât, ca, decât chemarea aceasta de a trăi pe pământ pentru slava lui Dumnezeu, de a purta chipul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă om a purta chipul lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta este chemarea, acesta e rostul vieții pe care totul îl caută oamenii și nu-l găsesc și se vaită și scriu tot felul de cărți pe sensul vieții pentru că ar vrea să găsească orice, dar în afară de lucrul acesta. Nu, omul a fost creat de Dumnezeu să poarte chipul lui pe pământ și la, la aceasta suntem noi chemați și ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne abatem niciodată de la gândul și cuvântul acesta. Cine ne deprinde mâinile? Cine ne antrenează cum să facem lucrul acesta? Matei 23, versetul 10. Să nu numiți pe nimeni antrenor sau instructorul vostru. Dascăl este românește. Dar m-am dus după cuvânt. Am, am, o bucurie să mă duc pe firul cuvintelor până la izoare. M-am dus după cuvânt. Să nu numiți pe nimeni instructorul vostru, că unul singur este instructorul vostru, Hristosul. El este instructorul nostru. Ați observat ce au zis oamenii când i-au auzit pe apostol vorbind în fața Sinedriului? A zis, domne, se cunoaște ca un umblat cu Isus. Deci este clar, se vede lucrul acesta. Și atunci chemarea aceasta pe care o avem noi este de a urma instruirea pe care ne-o dă nouă Mântuitorul nostru, instructorul nostru este El. Nu este doar învățătorul care predă teoria, ci este instructorul care merge pe teren și, practic, ne arată how-to, cum să face lucrul ăsta. Uite, așa se face. Uite, în felul acesta. Ați văzut cum lucrează meșterul cu ucenicul la atelier și arată secretele și tainele meseriei. Uite, așa trebuie făcut, uite, așa trebuie pus. Acolo sunt tainele. Isus este nu doar uh, învățătorul acestor adevăruri eterne ale lui Dumnezeu, ci practicantul, instructorul care mă învață cum să, cum tu îmi deprinzi mâinile la luptă, spunea David, și degetele la bătălie. Tu mă înveți pe mine cum să vorbesc. Iar la rândul lui Mântuitorul, instructorul lui era Tatăl Ceresc. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun, adică ce era conținutul ce să vorbesc și cum, în ce manieră să transfer, să predau această cunoștință. Dumnezeu era instructorul lui, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Unul singur este dascălul vostru, instructorul vostru, Hristosul. Rugămintea și rugăciunea noastră în călătoria aceasta pe pământ este ca întotdeauna să ni se întoarcă sufletul nu numai de la cuvântul pe care îl știm, nu numai la cuvântul pe care îl știm, ci să se întoarcă și spre acela care este întruparea, trăirea acestui cuvânt. Cuvântul în el s-a făcut trup. În noi uh, experimentează această distanță între cer și pământ. E viața noastră de fiecare. E un zid de despărțire și ne întrebăm cum aș putea, Doamne, să uh, Trăiesc în lumina pe care mi-ai dat-o. După omul din lăuntru îmi place, dar văd în mine o altă lege. Ce să fac? Și spune Pavel în există o singură soluție, există un singur răspuns, nu acela de a încerca să sar peste zidul acesta, dintre ceea ce crezi și știi și ceea ce trăiești și faci, nu, ci el a surpat zidul de la mijloc și din cei doi din cer și din pământ a făcut una. Aceasta este rugăciunea noastră către tine, Doamne, ca toată lumina și cunoștința care ai pus-o în sufletul nostru să se transforme în viață și în trăire, așa cum a fost uh, trăită în viața ta. Tu ești instructorul nostru, Doamne. Tu ești călăuza noastră, tu ești lumina noastră pe cărare. Tu ești marele meșter care ne înveți pe noi, ne deprinzi mâinile la luptă și degetele la bătălie. Fă ca privirea noastră să rămână țintită pentru totdeauna la înalta chemare pe care ne-ai adresat-o, aceea de a purta chipul tău pe pământul acesta și de a slăvi pe Dumnezeu prin viața noastră, prin Domnul Isus Hristos. Amin.